Ce vedeți aici este mucegai. Mașina a stat mult timp. Umezeala dinăuntru a creat aceste probleme. Uite. Peste tot. Haideți să încerc așa. Tot ceea ce vedeți, uite, este mucegai. Plasticul. Uitați aici. Trecem și în față. Mocheta. Nici nu aș vrea să fac vreo presupunere, dar nu știu ce să zic, dacă a avut în viața ei preșuri sau poate a avut, nu știu ce să zic. Uite, mucegai. Gândiți-vă că o mașină de tipul acesta poate cineva să o cumpere, pentru că vă dați seama, la cumpărare îi scade mult prețul dacă arată în halul ăsta. Cineva, haideți să vă mai zic o poveste. Pe acest scaun, pe scaunul pasagerului, o pisică și-a făcut nevoile. Miroase îngrozitor. Mașina a stat timp de un an. Nu a deschis-o nimeni și din acest motiv arată în felul în care vedeți și voi. Este și pe aici mucegai. Păr mult de pisică. Și pe această ușă, pe plastic, nu știu cât de bine se vede, acele urme, ca acele mici pete pe care voi sper că le vedeți. Acolo este mucegai. Vorbim de detalii, da? Vorbim de mizeria dintre butoane. Uite acolo la scrumieră, cum este, uite scaun. Ce ziceți? Priviți până la final. Vedem acum dacă am putut să scot ceva sau n-am putut să scot ceva. O să vedeți. O să vedeți și voi cât de eficient este un detailing interior la o mașină. Evident că mașina nu se iese perfect, are deteriorări ce nu mai pot fi remediate prin procedurile de detailing. O să scot și ăsta, uite, nu m-am gândit să vă arăt sub porcăria asta. Apropo, vedeți, ia asta să vă urc. Deci, dacă aveți genul ăsta de, nici nu știu, husă, nu știu cum să-i zic, nu puneți așa ceva pe piele. De ce? Pentru că ajungeți așa. Uite, pentru că pielea ajunge așa și credeți-mă că odată amprentată, pentru că sub presiunea spatelui, aceste mărgele din lemn pun presiune pe piele, pielea fiind un material organic, se mulează după acele pietricele, sau cum naiba să le spun ăstura, după lemnul ăsta rotund. Se deteriorează, rămân acele mici găurele imprimate în piele. Ia să vedem și noi. Nu mai vorbesc de gurile de aerisire, că deja... Salutare tuturor! În episodul de astăzi o să vă povestim câtă importanță are detailingul făcut unei mașini în perspectiva vânzării. Tot astăzi
O să vă spunem și în ce fel trebuie să apreciați mașina pe care o cumpărați din punctul de vedere al curățeniei care a fost făcut asupra ei. Gândiți-vă că un detailing la o firmă profesionistă, prețurile lucrărilor încep de la 100 de euro și pot urca spre 2, 3, chiar și 400 de euro. De regulă, cei care vând multe mașini, indiferent de prețul lor, dar vând, merg pe volum mare de vânzări, vor alege tot timpul o soluție tot de volum. Adică o firmă care face repede, cu o calitate mediocră, atât în lucrare cât și în materialele folosite, dar cu un timp de rezolvare al mașinii scurt. Vânzătorul care o pregătește singur. Omul a văzut atât în realitate prin aceste firme care fac detailing-ul, cât și pe YouTube, așa cum ne vedeți și dumneavoastră pe noi acum, cum se fac genul ăsta de lucrări. Și-a luat câteva scule de duzină, mult biocarpet și pur, bureți de la soție din bucătărie și va freca mașina în fața blocului. Cel mai bun mod de a vă convinge de gradul de curățare al unei mașini la interior este faptul cum miroase. Eliminați odorizantele de bord sau de oglindă, acei brăduți sau recipiente cu parfum care au mirosurile lor specifice. Și de ce nu, apropiați-vă nasul de scaune. Dacă simțiți un miros de detergent comun, ați descoperit cum a fost spălată mașina pe care vreți să o cumpărați. Curățarea tapiseriei cu un extractor special care va scoate spuma din scaune împreună cu mizeria acumulată este cu totul alt lucru decât simpla frecare cu peria a tapiseriei. Petreceți puțin timp în mașina respectivă cu ușile și geamurile închise. Bineînțeles cu motorul oprit și ventilația oprită. Imediat un miros care nu are loc într-o mașină își va face simțită prezența. Feriți-vă de miros de mucegai, de miros de combustibil, de miros de fum, de miros de substanțe pe bază de diluant. Gândiți-vă că există inclusiv vopsea pentru mocheta mașinii. Foarte multe mașini care ajung la vânzare sunt mașini care au fost inundate. În multe țări europene, intemperiile au făcut genul ăsta de victime. Iar o mașină inundată este aproape imposibil de făcut să mai arate și să mai funcționeze ca atunci când a fost înainte de evenimentul respectiv. Verificați butoanele de pe planșa de bord, de pe volan. Multe pot fi retușate estetic, cu vopsea specială, cu creioane, cu corectoare speciale. Apăsați majoritatea acestor butoane și vedeți dacă funcționează. Porniți aerul condiționat, indiferent de anotimp, și lăsați-l să meargă. Mirosul din habitacul nu trebuie să se schimbe cu unul rău sau unul deranjant. Priviți bordul mașinii. Puneți contactul și priviți martorii luminoși. Trebuie să-i regăsiți pe toți cei care o mașină îi are din fabrică. Se folosesc multe trucuri prin mascarea anumitor defecte de motor, ascunzând de fapt senzorul în sine, becul în sine, scoțându-l din bord, mascându-l cu scoci, cu bandă, chiar și cu gumă de mestecat. Mașinile care au display infotainment, priviți-l cu atenție pentru eventuale linii arse sau pixel arși. De asemenea, cele care au display de tip touch, atingeți-le în diferite zone ca să funcționeze. O nefuncționare a unui astfel de sistem înseamnă o reparație care costă și este destul de greu de făcut. Priviți cu atenție și atingeți zonele inscripționate cu airbag, capacul volanului, planșa de bord, stâlpii laterali, scaunele față. Se practică această înlocuire a airbag-urilor cu martori falși, refacerea elementelor de plastic care au fost distruse odată cu declanșarea airbag-ului în cazul unui accident, iar partea electronică se poate păcăli cu diverse dispozitive. Un mod simplu de a verifica dacă o mașină are foarte mulți kilometri sau în special dacă s-a mers cu ea în regim urban sunt centurile de siguranță, în special centura de la șofer. Centurile au acele arcuri care o trag tot timpul înapoi și o vor ține tensionată peste dumneavoastră când o purtați. Trageți de centura șoferului și vedeți, revine înapoi în poziția inițială repede. Dacă nu și dacă ea rămâne extinsă, mașina aia
centura respectivă, din mașina respectivă, a fost folosită de ceva ori. O centură de siguranță cu urme de uzură, din care materialul a început să se destrame, înseamnă o mașină cu foarte mulți kilometri. Studiați cu atenție plafonul pe interior. Acesta nu trebuie să fie dezlipit, lăsat să atârne peste habitacul mașinii. Priviți îmbinările acestuia cu stâlpii. Una dintre componentele care este foarte greu de întreținut și foarte greu de înlocuit este plafonul interior, mai bine zis tapiseria acestuia. O mașină care are plafonul lăsat înseamnă că a stat foarte mult în soare. Înseamnă că a stat într-un parc nevândută sau poate a stat abandonată că proprietarul nu a vrut să o folosească. Feriți-vă mai mult de o mașină care a stat un an decât una care merge în fiecare zi. De regulă, mașinile care sunt pregătite pentru vânzare nu sunt mașini cu care vânzătorul circulă. El le curăță, interior, exterior și motor, și vă așteaptă pe dumneavoastră să le testați. Veți găsi o mașină cu motorul impecabil, strălucitor, veți merge cu ea 2, 3, 5 km, maxim 10, dar dacă acel motor are unele probleme, scurgeri de ulei, de lichide, de antigel, nu vor apare pe o distanță de deplasare scurtă. Un motor curățat nu înseamnă că este un motor impecabil, iar că mașina respectivă este mașina pe care trebuie să o cumpărați neapărat. Ignorați praful de pe motor și priviți mai degrabă vasul de expansiune și curelele de transmisie. Vasul de expansiune trebuie să fie perfect curat, iar lichidul de răcire să aibă culoarea dintr-un bidon din magazin. Dacă lichidul antigel este roșu, același roșu trebuie să-l regăsiți și în vasul de expansiune. Iar curelele se văd. Mulți producători de curele scriu cu vopsea pe exteriorul curelei data fabricației și marca. Dacă acea vopsea nu mai este vizibilă deloc, automat cureaua respectivă este îmbătrânită și va trebui schimbată. Totuși, dacă întâlniți un motor foarte murdar, cu depuneri de pământ, care cu timpul s-a întărit pe anumite componente, gen radiatoare, furtune, chiar blocul motor, insistați mai mult pe testarea acelei mașini. Aceste componente care sunt acoperite cu pământ, iar acel pământ a stat acolo, starea lor va fi afectată în timp de depunerea de pământ respectiv. Adică un radiator care are pete de pământ pe el nu va mai funcționa cum trebuie, nu va mai face o răcire cum trebuie, iar întreg motorul poate fi afectat de faptul că acel pământ este acolo de un an de zile. Așa cum o să vedeți în episodul de astăzi, dintr-o mașină care arată foarte, foarte rău, un profesionist în acest domeniu, în curățare auto, o poate transforma într-o mașină impecabilă. Sau aproape impecabilă. Thank you.